Bună ziua tuturor! Vreau să încep această ședință prin faptul ca să anunțăm locuitorii Chișinăului că în această seară vom aprinde luminițele în piața Marii Adunări Naționale. Va fi inaugurat oficial bradul la ora 18:00. Domnul Răzăniuc, dumneavoastră deja ați publicat pe site. Pe site a fost făcut deja anunțul public referitor la acest eveniment, de aceea eu cu drag invit toți chișinăuienii și cei care vor din afara Chișinăului, din întreg municipiu și oamenii care vor să vină din afara Chișinăului, din afara municipiului, să fie prezenți la acest eveniment, cu drag îi așteptăm în piața Marii Adunării Naționale. Decorarea bradului ați văzut că a terminat aseară. Tuturor celor care au fost alături de noi în piață aceste zile, cei care au lucrat cot la cot și au reușit să împodobim acest brad, aș vrea să le mulțumesc public. Oamenii au lucrat în condiții foarte grele, a plouat torențial toată sâmbata, duminică la fel a plouat, dar ne-am isprăvit și vreau să vă zic că personal sunt mândră că pot să fiu alături de astfel de oameni care lucrează în primăria municipiului Chișinău. Și îi mulțumesc pe toți din suflet că au depus efort și suflet pentru ca locuitorii Chișinăului să-și poartă sărbătorii, frumoasele sărbători, începând cu ziua de astăzi. Cât despre bradul din Ucraina, voi toți ați văzut ce s-a întâmplat cu el. Cred că este necesară o anchetă de serviciu ca să aflăm de ce am ajuns în așa situație. Astăzi Iancu va pregăti o dispoziție prin care domnul Iancu Țurcan, dumnealui este, încă o dată vă-l prezint, este consilierul meu în domeniul juridic, dumnealui va pregăti o dispoziție în care vom crea o comisie specială pentru ca să elucidăm toate detaliile acestui caz. Este important să ne recuperăm banii municipalității care au fost aruncați în vânt în așa fel. Este un lucru absolut intolerabil. Nu-mi fac mari iluzii că vom reuși să aflăm prea multe din această anchetă și vom reuși să aflăm cu adevărat toate detaliile cum s-a petrecut această procedură interesantă de a aduce bradului în piață și instalarea lui în piața Marii Adunării Naționale. Dar deoarece cineva a încercat să-mi organizeze mie o farsă, dar de fapt farsa a fost organizată locuitorilor Chișinăului, așa cum li se organizează aceste farse pe parcursul a mai multor ani și de aceea avem Chișinăul în starea în care o avem. Personal, eu cred că pe viitor aș da indicații și vreau ca spațiile verzi să identifice dacă vor un teritoriu sau dacă ei nu dispun de acest teritoriu sau teren, să vorbească cu grădina botanică unde să plantăm o alee de brazi și măcar viitoarele generații peste 25 de ani să nu aibă problema cu pomul de Crăciun. Astfel vom recupera și dauna care a fost cauzată prin tăierea urgentă a bradului de pe acel teritoriu privat și acest brad care a fost instalat în piața Marii Adunării Naționale. Și eu personal vreau să vă zic că ideea mea din start a fost să optăm pentru un brad artificial, dar prețurile care au fost anunțate și faptul că nu s-au organizat din timp acest lucru nu ne-a permis să ajungem la această soluție. Dar pe viitor vom consulta locuitorii Chișinăului la anul, dacă voi mai rămâne aici în această poziție de interimat la primărie, să întrebăm pe ei și împreună cu locuitorii Chișinăului să decidem ce fel de brad își doresc chișinăuienii, dacă îl vor artificial, dacă îl vor natural,
Și așa nu vom mai ajunge în discuții și dezbateri inutile și vom sărbători frumos Crăciunul și Anul Nou, fără, sper eu, fără peripeții, evitând probleme și situații de criză. Doamna Rată, dumneavoastră la începutul ședinței a spus că bradul a fost o farsă organizată de cineva. Nu vreți să ne spuneți cine este acel cineva? Eu cred că este... Toți știu cine este acel cineva care a organizat această farsă, fiindcă îmi pare ridicol că este teatralizat acest eveniment. Cred că municipiul Chișinău are probleme mult mai mari de rezolvat din punct de vedere social, de transport, copii, bătrâni și așa mai departe, iar cineva încearcă să aducă la superlativ o problemă care ține doar de o farsă, cum am spus eu, care de fapt nu mi-au făcut-o mie, dar i-au făcut-o locuitorilor Chișinăului și, din păcate, cineva a încercat să strice această frumoasă sărbătoare pe care o așteptăm cu toții, care este sărbătoarea de sfârșit de an a Crăciunului și a Anului Nou. Referitor la cheltuieli, bradul s-a plătit, v-am zis, vom face o comisie, chiar astăzi vă face dispoziția pentru a institui această comisie care va studia inclusiv cheltuielile care au fost făcute pentru cumpărarea acestui brad, transportul acestui brad și cine este vinovat de halul în care a ajuns acest brad la Chișinău, încât să încercăm să recuperăm toate cheltuielile care au fost făcute de municipalitate și să ne întoarcem banii, chișinăuienilor la buget, fiindcă avem mult prea multe probleme ca să ne permitem să aruncăm banii în vânt. Suma totală, v-am zis, comisia trebuie să stabilească cât exact s-a cheltuit, cine a cheltuit, cum a cheltuit, când a cheltuit, de ce a cheltuit și multe alte lucruri la care comisia ne va da răspuns. Există proceduri legale care vor fi urmate, există norme juridice care trebuie să respectate la acest capitol, există justiție, există toate procedurile conform legii. Eu nu pot impune pe cineva să plătească ceva dacă nu este conform legii. Trebuie de stabilit faptul, trebuie de adus prove. Sunt proceduri care trebuie urmate. Și așa va fi cu toate problemele care vor fi la municipalitate. Vom respecta în strictețe legislația și vom aduce pe cei responsabili de o faptă sau alta conform legii la răspundere. Eu nu vreau să comentez mai mult declarațiile domnului Munteanu. V-am spus părerea mea despre el. Este că credibilitatea dumnealui se măsoară cu, este egală cu suma banilor furați de la primăria municipiului Chișinău. Oamenii din primărie îmi povestesc că sunt, primesc mesaje cu instrucțiuni ce ar trebui să facă și cum trebuie să facă ca să boicoteze fiecare activitate care se petrece în cadrul primăriei. Oamenii trebuie să-i povestească domnului Munteanu ce se întâmplă la primărie, lucru absurd, cred eu, și cred că domnului Munteanu nu-i ajunge mizeria care au lăsat-o ei pe ultimii ani, în ultimii ani aici în Chișinău, vrea să continue cu această mizerie mai departe. Dar ați văzut că eu nu voi permite, am destule capacități în situații de criză să mă mobilizez și să nu permit stoparea acestui proces care l-am pornit de curățire și aduce a ordinii în cadrul primăriei municipiului Chișinău. Eu, pe mine nu mă sperie nici sabotajele, nici declarațiile misogine și bădărane ale domnului Munteanu și încă o dată repet că este absolut intolerabil ca un lider politic să promoveze misogenismul în public. Este absolut intolerabil în secolul 21, când toată lumea este în proces de luptă împotriva acestor acțiuni de fără de legi față de femei și fete. Și dumnealui, vă zic, eu nici nu m-am mirat când am aflat
cum sunt tratate femeile angajate în municipiul Chișinău, în cadrul municipalității. Ce exemplu? Sunt cazuri, vă zic, eu nu vreau, fiindcă eu trebuie să vorbesc cu persoanele, dacă ele sunt de acord ca să fac public aceste cazuri, dar sunt tratate, vă zic, sunt situații când într-o direcție, spre exemplu, lucrează bărbați și femei și toți bărbații pleacă acasă și femeile stau până la ora 9 seara. Eu personal am coborât la 9 seara din primărie și întreb pe doamnă, ce faceți dumneavoastră la această oră aici? Păi toți au plecat și eu sunt nevoită să lucrez, că așa sunt bărbații, că ei tot dau peste mine și dacă spun ceva, spun că eu sunt femeie proastă și trebuie să tac din gură și să muncesc. Credeți că acest lucru este normal? Despre ce vorbim în primărie? Am avut cazuri când un bărbat a venit la mine. Doamna Radu, este absolut intolerabil faptul că s-a apropiat și a început să o facă cu toate cuvintele cele mai urâte pe o doamnă angajată din primărie. Public, în coridor. Doamna Radu, vorbim, eu cu Как часто, Алексей? Как вам удалось получить все разрешительные документы в субботу утром? Я хочу вам сказать, что господин Харуца, вот здесь рядом, он является директором СПА «Телеверс». Он был ответственный за все юридические процедуры срубки этой ели. Если у вас есть вопросы, он вам может дать ответы, потому что я лично не вырубала эту елку. Я понимаю, что люди хотят, чтобы я ходила с топором и рубила эту елку и ставила себе, так как в Фейсбуке меня рисуют. Я честно... Я очень сильно смеялась от всего этого, потому что было действительно очень здорово смотреть, какое прекрасное чувство юмора есть у людей в интернете. И они правы, потому что кто-то хочет, чтобы я так ходила с топором, чтобы меня фотографировали с топором, как я все это рублю. Но я не могу заниматься рубкой ели, потому что есть предприятие и ответственные лица за то, как это происходит. Вопрос... В том, что я как частное лицо заключила контракт, который подписала и находится у меня на столе, я его вам могу показать. И согласно этому контракту продавец продал мне эту елку. Более того, эти деньги, как я уже говорила, пойдут на благотворительность. Потому что человек понял, что не может брать эти деньги в сложившейся ситуации. Хотя раньше он просил 20 тысяч, а потом он просил 10 тысяч, вообще потом сказал, я эти деньги не хочу брать, потому что давайте отдадим их лучше каким-то бедным детям. И мы договорились, что вместе решим, куда не дадим деньги, а купим подарки, потому что я уже боюсь перечислять какие-то деньги куда-то, потому что они на второй день исчезают. И с юридической точки зрения есть процедуры, которые должны были быть сделаны при самой срубке этого дерева. И эти процедуры должны были быть выполнены. Если они не выполнены, посмотрим, почему они не выполнены и кто виноват в этом. И все. Потому что я лично хотела насколько можно быстрее решить эту проблему, чтобы у нас начались праздники. Потому что невозможно из-за какого-то саботажа или непонятно кто делает тут, обманывает кишиневцев на протяжении уже десятков лет, чтобы это все продолжалось и дальше. Мы не можем себе такое позволить дальше. Мы уже в такой грязи находимся, что дальше больше некуда просто. Cine a făcut gălăgie, dumneavoastră cunoașteți foarte bine cine a făcut și am zis că nu mai vreau să comentez nimic, nici nu mai vreau să pronunț acest nume, fiindcă îl disconsider, da.